Ministrul Dezvoltării, Ceche Otilo, a aprobat finanțarea pentru construcția unei noi creșe la Câmpul Lung. Aceasta va avea toate facilitățile, începând de la camere de joacă, dormitoare, spălătorie proprie, bucătărie, sală de mese funcțională, cabinet medical și spații administrative. Pe acoperiș se vor amenaja spații verzi, terase înverzite și panouri fotovoltaice pentru încălzirea spațiilor. În afară de această veste bună, pentru Câmpul Lungeni mai există și cea a demarării reabilitării pieței centrale din municipiu. Am primit mesaj de dimineață de la domnul ministru Ceche Otilo referitor la faptul că a aprobat finanțarea creșei medii din Câmpul Lung. E vorba de o creșă care va avea o valoare destul de mare, de multe milioane de lei, și unde vor putea să beneficieze de serviciile acestei creșe 60-70 de copii, Câmpul Lungeni, adică 6-7 grupe. Va fi o creșă foarte modernă, verde, în sensul că vom avea panouri fotovoltaice, pompe de căldură, cabinet medical, locurile de joacă vor fi de 10 metri pătrați pe copil. Deci vor fi niște condiții ca în Occident. Când sperăm că va fi gata? Păi probabil la sfârșitul anului viitor, dacă nu chiar în 2024. La început depinde foarte mult de cât durează procedura asta de achiziție. Poate să dureze între 3-6 luni, depinde câte contestații o să fie. E un pic mai complicat. Cu siguranță anul ăsta vor demara lucrurile. Păi anul ăsta trebuie să înceapă achiziția. Nu știm cât durează procedura de achiziție, pentru că întotdeauna există multe contestații și trebuie să le răspund. E mai complicat un pic, dar dacă nu începe anul ăsta, sigur la anul va începe operațiunea asta de execuție a creșei. Ați fost la București, ați avut discuție și cu piața din municipiul Câmpul Lung, în ce stadiu ne aflăm? Păi avem deja avizul, urmează ordinul de ministru, adică să ne aprobe de la 15 la 20 de milioane, nu cred că va fi niciun fel de problemă, și practic o să înceapă la fel procedura de achiziție și după ce există un câștigător, toată construcția va dura un an. Deci într-un an ei trebuie să dea la cheie. Proiectarea durează 2 luni, deci înainte 2 luni, și încă un an această construcție a pieței. Deci tot cumva anul viitor pe la sfârșit sau chiar la începutul 2024, dar vom avea o piață nouă și asta e cel mai important. Creșa este imperios necesară în Câmpul Lung. Până în momentul de față nu există o astfel de instituție, iar câmpulungenii au nevoie de un astfel de sprijin.